Cum argumentați? Credeți dumneavoastră că noi vom rezolva timp de 5-7 ani problema transnistreană? Problema transnistreană poate fi soluționată prin alte metode decât metodele care sunt propuse acum. Pentru moment noi putem vorbi și de alte variante. Hai să spunem așa. Dacă Cipru a intrat în Uniunea Europeană cu problema nesoluționată, deseori se spune că Republica Moldova nu poate intra. Eu personal am auzit de la cineva care lucra în cadrul Comisiei Europene că oricum nu trebuie să uităm de opțiunea Cipru. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, fiindcă vă spun, noi o să nu putem să facem experimentele până la infinit. 20 de ani de zile, noi nu ne găsim locul nostru. Eu nu propun, încă o dată repet, să ne dezicem de vectorul care l-a declarat Republica Moldova în plan extern. Eu propun să primul pas care trebuie să fie făcut, trebuie să facem parte din să declarăm că intrăm în să ne orientăm producția noastră spre est. Una este producția, asta, alta este Uniunea Vamală. Uniunea Vamală, pe care o propuneți dumneavoastră, contravine ideea de integrare și achiului comunitar. Noi, dacă vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană, Uniunea Vamală și documentele pe care noi trebuie să le adoptăm pentru a deveni membri a unei Uniuni Vamale cu Kazahstanul, de exemplu, sau cu Federația Rusă, ele contravin achiului comunitar. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, fiindcă dacă noi am declarat și la conferința de presă, specialiștii noștri au făcut o analiză foarte serioasă la toate documentele despre care dumneavoastră ați pomenit acum, nu intră în contradicție tendința noastră spre est, cu Uniunea Vamală. Da, vectorul este totuși până la urmă unul, domnule Passat. Nu pot fi doi vectori, sau cel puțin în care parte ar trebui... Republica Moldova trebuie să o ia clar într-o singură direcție, nu? Propunerea dumneavoastră, de fapt, este back in URSS, nu? Domnul Sordu, și dumneavoastră, și domnul Lupan, și toți cei prezenți în acest studio, înțeleg foarte bine că nu putem să restabilim Uniunea Sovietică. Aceasta este imposibil. Și vreau să vă declar cu cunoștință de cauză că, în primul rând, Federația Rusă, Rusia este contra la această reformare despre care dumneavoastră spuneți astăzi. Eu vorbesc de a folosi... De unde știți ce dorește Federația Rusă? Eu cunosc foarte bine ce se discute în Rusia și vreau să vă declar că în Rusia aș spune că există trei curente. În primul rând, este o parte a demnitarilor de stat care cred că ar fi bine să fie totuși o revenire. Mă refer la Partidul Comunist din Federația Rusă. Care este foarte slab. Da, foarte slab și nu. A doua tendință este celor care cred că lasă-i singuri să descurce așa cum s-au descurca toate fostele republicionale, dar a treilea grup de specialiști cu care eu am discutat și sunt permanent întrevedere cu ei, sunt cei politicieni care cred că ar fi foarte bine dacă ar fi o conlucrare în plan economic cu fostele republicionale. Domnule Passat, mie, în calitatea mea de cetățean a Republicii Moldova, îmi place formula de mijloc. Haideți să ne lasă să ne descurcăm așa cum putem noi. Asta noi trebuie să depunem eforturi foarte mari pentru a reveni la această temă care eu am propus-o astăzi, să facem parte în primul rând din Uniunea Vamală. Trebuie să convingem și pe ruși, și pe belăruși, și pe kazahi că trebuie să fim și noi această unitate. Dumneavoastră spuneți că aveți contacte cu cel de-a treilea grup. Ideea asta vine de acolo? Nu, ideea aceasta e mea și a celor care mă susțin. Și vreau să vă spun că pe tot parcursul acestor luni de zile de când am revenit în țară, la toate întrevederile care le-am avut cu populația Republicii Moldova, toți sunt în această idee. Haideți să vedem în această seară ce crede și un politolog. Îl invit în platou emisiunii Bună Seara pe domnul Bogdan Țârdea. Bună seara! Bună seara! Probabil ai auzit discuțiile noastre din oful emisiunii. Ce crezi tu despre acest proiect și cui dai dreptate? Bine, eu nu pot să dau aici dreptate. Există anumite... Republica Moldova e o societate în general polietnică, multistructurală, multiculturală și în situația creată există foarte multe segmente electorale care au anumite opțiuni. Și partidele politice normal că speculează pe aceste opțiuni, pe aceste așteptări. Și ca să nu vorbesc la general, sunt iată sondaj, CBS-AXA, care declară foarte clar 52-53% populației și-ar dori limba rusă ca două limbă de stat.
Deci limba rusă a doua limbă de stat. Și poftim, domnul Passat iese cu ideea că ar fi bine de discutat limba rusă a doua limbă de stat. 76% populației, conform barometrului de opinie publică, și-ar dori ca religia să fie studiată în școli. Și iată, poftim, domnul Passat speculează și pe această idee. Încă vreo 53%, 54% populației, conform acelui sondaj, spun că trebuie să avem relații de parteneriat strategic cu Rusia. Iată, poftim și această idee se speculează într-o formă normal că mai fină, mai, pe unde mai fină, pe unde mai dură, despre integrarea aceasta în spațiul estic. Vreau să vă spun că domnul Passat nu este aici monopolist la acest capitol. Există și PSD-ul care a declarat câteva luni în urmă foarte clar și tranșant că el pledează, optează deci pentru acest vector. Ținând cont de faptul că în 2001, și vă spun care este faza, și în 2001 PCRM-ul a câștigat 50% din sufrage electorale, 71 de mandate, pe ideea integrării în spațiul Rusie-Belarus. Rusie-Belarus. Deci, apoi, deci, BCRM-ul și-a reorientat acest vector electoral, ținem minte în ce situație. În situație când am devenit vecini imediat cu NATO, în situație când UE-ul, deci, a venit la hotarele noastre în 2007 și tot așa, deci, existând, când am intrat în sfera de interese a Occidentului, BCRM-ul a fost nevoit să-și reorienteze mesajul pentru a avea un confort anumit și politic internațional. Înțeleg, nu facem o analiză amplă aici. Eu aș vrea să răspund domnul Țări de referitor la speculațiile care a spus dumneavoastră că am făcut cu limba rusă, ca limba rusă a doua limbă de stat. Ieri la conferința de presă eu am declarat, nu așa cum a fost comentat pe unele site-uri care le-am citit astăzi. Fiind întrebat dacă limba rusă va face parte din acest proiect care l-am declarat ieri, eu am spus că nu. Noi nu vorbim despre limba rusă ca să fie a doua limbă de stat în Republica Moldova. Dar totuși am fost întrebat, cum cred eu, ar fi bine să fie limba rusă a doua limbă de stat sau nu? Și am răspuns, repet, dacă noi vom dori cu adevărat să reîntregim țara, undeva va trebui să cedem. Și problema limbii ruse o va pune nu Passat sau reprezentanții Partidului Umanist, ci o vor pune cei care locuiesc în Transnistria și nu rușii de la Moscova. Vreau să fie clar pentru toți. Pentru că dacă vă aduceți aminte, domnul Surdu, domnul Lupan și domnul Țârdea, cu ce a început, cu ce a fost alimentat ideile separatismului în Republica Moldova, în partea stângă a Nistrului? Cu grevile în susținerea limbii ruse. Și noi astăzi, încă o dată repet, dacă dorim să revenim la integrarea țării, vom fi nevoiți undeva să revenim la această discuție. Că va fi aceasta pe tot teritoriul Republicii Moldova, limba rusă ca două limbă de stat, că numai pe teritoriul Transnistriei rămâne să vedem. Asta nu este, repet, problema lui Passat sau a partidului pe care am onoarea să-l conduc. Dar undeva va trebui să fie făcute unele cedări și în privința aceasta. În privința aceasta, de altfel, există și anumite reguli și regulamente în Uniunea Europeană. Noi deja suntem membri al Consiliului Europei, care prevede utilizarea limbilor minorităților naționale pe anumite teritorii, în dependență de procentaj. Eu cred că dacă vom merge mai departe pe calea integrării europene, atunci minoritățile naționale din Republica Moldova, pe aceste teritorii, vor avea tot dreptul de utilizare a limbilor lor, fie asta ucraineană, care este de fapt un procent mai mare decât rusa ucraineană. Sau găgăuză într-o anumită zonă. Sau găgăuză într-o anumită zonă, sau rusa într-o anumită zonă, s-ar putea să obțină drepturi de utilizare pe lângă limba pe care noi o vorbim. În Europeană sunt diferite modele, avem Belgia, avem Elveția, unde sunt 3 limbi de stat, 4 limbi de stat, deci sunt anumite modele recomandabile care se situație etnică, dar noi când vedem că Republica Moldova este un stat, deci polietnic și dacă noi să fim la modul serios, deci majoritatea minorităților etnice, totuși sunt vorbitoare de limbă rusă și mai ușor se acomodează, deci, în spațiul acesta rusesc. Iată, de exemplu, eu vă spun un argument simplu. Spuneți-mi, vă rog, câți bulgari din Republica Moldova vorbesc limba bulgară? Și vorbesc limba rusă. Câți ucraineni sunt purtătorii, deci, de conștiință ucraineană, inclusiv etnică și lingvistică? Nu sunt iar atât de mulți, după cât nouă ne-ar părea. Eu, dumneavoastră, încurajați o singură limbă de stat și înțeleg că ea trebuie să fie cea rusă. Nu, eu încurajez legea din 1989 despre funcționarea limbilor pe teritoriul RSSM. Normal că nițel este demodată deja, dar cu anumite amendamente, conform căreia limba de stat este limba moldovenească română,
Și respectiv limba rusă are rolul de limbă de circulație interetnică. Deci asta este poziția mea la moment. Nu mă pot opune nici la unele proiecte de acest gen, dacă ele au suportul electoral masiv. Bine, acest proiect... O clipă, eu am să ceea ce a spus domnul Rupan. Sunt de acord cu recomandările care le-a spus dumneavoastră, că sunt pentru mai multe țări, dar dați-l om în calcul și altceva. Populația din stânga Nistrului, din 1924 până în 40, a vorbit în care limbă? Ei au spus că vorbesc moldovenească. Moldovenească. Așa. Dar știți că au fost și deciziile, au fost și hotărârile subnarcomul la Ucrainei despre ucrainizarea acestui teritoriu. Astăzi, timp de 20 de ani de zile, dumneavoastră cum credeți, populația din stânga Nistrului stau cu manualul de limba română în mână și se pregătesc pentru o nouă unificare cu Moldova? Păi stați puțin, despre ce vorbim? Vorbim despre faptul că Smirnov a introdus manuale cu închirilică și le numește moldovenească? Dumneavoastră vreți să spuneți cu propaganda care există la Tiraspol, oamenii ăștia pot decide? Liber și neîmpiedicat de nimeni? Eu nu cred că putem discuta despre libertatea oamenilor de a decide anumite lucruri în zona transnistreană. Pur și simplu, în raioanele de est ale Republicii Moldova. Este o altă situație. Ei sunt constrânși acolo destul de puternic. La nivel general de populație, oamenii vorbesc, decid și fac lucrurile așa cum le cred ei. Pentru că ei nu intră în politică. În politică intră cu totul altcineva. Elitele lor intră în politică și nu sunt elitele lor. Sunt elitele care au rămas de pe timpul URSS. Eu înțeleg, domnul Pan, aceasta a fost... URSS. Da. Eu am constatat o situație reală care este la ziua de azi. Încă o dată repet, noi va trebui mai devreme sau mai târziu să revenim la această problemă. Nu, deci este dorința mea. Eu cred că revenirea la o problemă... În primul rând, eu nu cred că există într-adevăr o problemă. Eu cred că există soluții. Soluțiile astea pe plan european sunt acceptate de către actorii europeni. Iată, astea sunt soluții bune, care de altfel corespund normelor europene, norme care sunt considerate de... Dar avem acasă o altă situație. Da. În discuția aceasta, când domnul Lupan spune că în Transnistria există un regim autoritar, care domină... Dar până la urmă, unele lucruri domnule Pasat contravin și chiar și statutului Partidului Umanist, unde nu este vorba de a doua limbă de stat, limba rusă, dar este vorba de plurilingvism. Este un termen mai nou pentru mine, asta ar însemna că toată lumea să vorbească în limba lor. De ce dați la o parte romii din Republica Moldova, de exemplu? Domnul Surd, eu n-am spus că aceasta este poziția partidului sau poziția mea ca lider de partid. Eu am vorbit că aceasta este o realitate de care trebuie să ținem cont. Și atât, aceasta nu este poziția partidului, repet încă o dată. Nu intră în contradicție cu nimic. Se mai îndreaptă, domnule Pasat. Bine, se mai corectează. 20 de ani n-au ajutat, poate următorii 20 de ani, pentru că n-aș vrea să intrăm prea fond în această problemă, dar a doua limbă, limba în care ar discuta minoritarii etnici în Republica Moldova, de fapt o declară a priori limbă de stat. Toată lumea ar vorbi în limba rusă, nu? Încă o dată repet, domnul Surdu, eu am vorbit despre o realitate care o avem la ziua de astăzi, dar n-am spus că insist ca în Republica Moldova limba rusă fie a doua limbă de stat. Eu am vrut aici să-mi termin gândul, domnul Surdu, cer scuze. Atunci când, iată, domnul Lupan a spus și pe bună dreptate că în Transnistria avem un sistem într-un fel autoritar care prin propagandă oferă un fel de dominație simbolică și spun că limba nu e română, ci e moldovenească și tot așa, vreau să vă zic că în Republica Moldova avem tot situații bizare. Unele sondaje arată că aproximativ peste 50-57% populației zic că limba e moldovenească. Cât nu e de straniu, deși la noi spațiul public este mult mai democratic și este mult mai pluralist. Și uitați-vă că s-au infiltrat anumite idei, deci în conștiința probabil populației. Este o anumită obișnuință a oamenilor, o anumită vârstă. Corect. Haideți să nu uităm că generațiile tânere vorbesc limba română și ei spun că vorbesc limba română. În principiu, în linii generale, asta se întâmplă. Deci eu cred că trebuie un pic de... Domnilor, avem un telefon. Haideți să ascultăm un telespectator la această oră și pe urmă să revenim. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Domnul Pasat, îmi pare rău că avem așa poștii ca dumneavoastră. Noi de-a de dumneavoastră suntem sătui până în gât. Vă rog frumos, luați-vă comuniștii și socialiștii și ce pădiuni a venit și dați-ne pașii să ne alegem noi drumul în viața noastră și a copilor noștri, acolo unde vrem noi, nu acolo unde vă place și faceți bani voi. Ne-a sătrat de voi până în gât, suntem sătui până deasupra capului. Și vă rog, luați-vă socialiștii și comuniștii și rușii și duceți-vă. Să nu vă mai aducă neșata înapoi. Bun, doamna Irina, haideți să fim totuși corecți, da. să păstrăm un limbaj corect în emisiunea Bună Seara, atacăm ideile și nu persoanele.
aveți probabil la întâlnirile electorale și așa oameni care vă spune... Nu prea avem așa poziția oamenilor așa de dure. Încă o dată repet, toate întrevederile care le-am avut cu toți producătorii din Republica Moldova, începând cu Nordul și terminând cu Sudul, toți optează pentru intrarea în Uniunea Vamală, Belarus, Rusia, Kazahstan. Dar este o idee utopică. Cum îi selectați așa de bine? Că nu, că efectiv nu vine da, să... Probabil domnul Pasat face întâlnirile la biserică, după ce preotul a citit predica, nu? Nu este cam așa, da. Încercați și dumneavoastră să vorbiți, domnul Pan, cu cei care produc și nu pot realiza. Încercați să vorbiți cu cei de la sud, care produc vinul și nu pot...